Deja. Bună ziua! Bine vă regăsim astăzi la a doua ediție Agora TV. Radu făcea o glumă și e foarte potrivită. Astăzi transmitem în direct despre cloud computing de la Piața Noilor sau de lângă Piața Noilor. Îi avem astăzi aici în studio pe Radu Crahmaliu, analist independent și Bogdan Marchideanu, senior editor IT Trends. Eu sunt Domnul Smaier, managing partner Agora Group. Așteptăm întrebările dumneavoastră, ca de obicei. Dorim să fie o discuție cât mai interactivă la care să participați. Să pornim. Despre cloud. Despre cloud. Mit sau realitate? Asta a fost tema unei prezentări de-a ta, la o recentă conferință Agora. Dar nu știu dacă chiar e cazul să discutăm despre mit și despre realitate. Cât cred că ar fi mult mai interesant să discutăm despre ce poate însemna cloud-ul pentru România. De ce? Pentru că poate am o obsesie, dar România este grevată de două lucruri fundamentale. Obsesia de bani și de ieftinătate și nevoia, să zic așa, de schimbare de mentalitate. Adică cloud-ul înseamnă foarte mult, într-o bună măsură, înseamnă să-l lași de la tine. Să dai altuia. Să dai altuia să-și gestioneze. Să-ți încredințezi bunuri active. Practic, să te încredințezi unui serviciu. Iar în România, mentalitatea de a avea totul, cum spun unii, toate ouăle în coșul meu ca să le supraveghez, încă există. Și atunci aș muta un pic discuția pe cloud ca provocare pentru România. Bun. Ajungem, în primul rând, bună seara. Nu știu dacă se proștează așa. Mi se pare cuvenit să spun bună seara. Cloud-ul ăsta, cum să zic, dincolo de primul val de, știm cu toții de anul trecut, că o mare parte dintre conferințele și articolele apărute au fost dedicate acestui subiect, cloud. Bun. După primul șoc, primul val, să spunem așa, care toată lumea a început să analizeze și să-și dea seama că, în fond, cloud-ul ăsta nu este o chestie atât de nouă. Că aici vorbim, în primul rând, despre o tendință, despre o sinergie. Vorbim despre o continuitate firească a altor concepte care au apărut la vremea lor și care, în fond, trebuie să fac cam același. Deci, apropo de data lor din coș, acest lucru a început să se întâmple de la prima conectare dintre două PC-uri. Da? Deci și asta se cheamă partajare sau share-ire. Da? Faptul că dispun de o rețea informatică care, în mod sigur, din studii sau empiric gândind, nu este folosită la adevărată evaluare, este o realitate. Da? Acum, la lucrul ăsta s-au gândit oamenii încă de când au început să se discute despre conceptele despre de externalizarea serviciilor, de outsourcing, pentru companiile sau organizațiile care nu aveau resurse să investească în infrastructură, software, hardware sau networking, au apărut aceste... Să nu uităm că acum 4-5 ani era foarte la modă termenul de green computing, care exact asta viza. Faptul de a utiliza o rețea mondială de computere, supercomputere, servere, care în marea lor majoritate nu sunt folosite la adevărata lor capacitate, și pentru genul de operațiuni care necesită niște fluxuri crescute de procesare, da, pentru care, să zicem că resursa limitată la un sistem singular nu ar ajunge, atunci s-a găsit această alternativă să se folosească în momentele în care sistemele informatice au de procesat volume mari de date, o capacitate extinsă de calcul care există. Bun. Deci, din această perspectivă, conceptul de cloud are o continuitate firească din punct de vedere tehnologic. Acum, vorbim despre latura subiectivă, umană. Exact. Aici, într-adevăr, este,
este problema. Și asta nu este numai pentru România. Încă, deci, fenomenul este atât de complex, încât chiar și în țările dezvoltate se poate vorbi încă de un handicap legat de percepția oamenilor și modul în care această posibilitate sau disponibilitate de a share, de a partaja informația cu niște factori de administrare pe care îi cunoaștem sau nu, este o problemă generală. Cu atât mai mult pentru țările sărace, și aici ajungem la România, da, sau cele în curs de dezvoltare, în care această problemă de fond este îngreunată de faptul de absența unei legislații. Sau de absența unei aderări a noastră foarte ferme la un sistem de standarde internaționale în care să putem spune, da, sunt de acord sau nu am nicio problemă ca datele mele să fie stocate pe un server oriunde nu. Și aici nu ne legăm de temporalitatea geopolitică. Da? Că în momentul ăsta să zicem că serverele din America sau din Australia sunt ok, dar unele din Siberia sau, eu știu, Siria sau Iran nu ar fi în regulă. Asta este o chestie temporară. Din punct de vedere tehnic, serverele astea pot să fie oriunde. Lucrurile, data center-le, evident că toți acești furnizori mondiali de informații și provider de stocare pe cloud ne dau garanția celor mai severe măsuri de data center. Și sunt lucruri publicate, se știe foarte bine, sensul că de multe ori accesul într-o astfel de bază de date este mult mai greu decât, să zicem, pe niște servere federale ale Statelor Unite sau lucruri care țin de government, de securitate publică. Acum, stratul anonimus foarte clar. Da. Revenind la România, fatalitatea face ca, pe lângă problemele generale cu care se confruntă încă acest nou mod de gândire, să se adauge și, inevitabil, particularitățile locale ale noastre ca entitate sociocultural. Aici mi se pare, într-adevăr, deci problema la noi în acest moment și numai la România este un paradox, de fapt, nu este o problemă. Paradoxul este, beneficiarii cloud-ului trebuie să fie, în primul rând, țările ca România. Deci, țările în curs de dezvoltare trebuie să fie primele care să aibă curajul să investească. De ce? Pentru că noi nu o să avem, judecând lucrurile într-o dezvoltare naturală, da? Să zicem, realitatea atomică. Într-o sută de ani nu o să putem să ajungem la puterea economică a Statelor Unite sau Germania. De acum. Într-o sută de ani nu o să putem să egalăm, indiferent ce se întâmplă. Da? Atunci, de ce să nu profităm de o tehnologie care există și care ne oferă aceleași avantaje pe care le are orice entitate sau organizație de business dintr-o țară dezvoltată? Avem acces la această tehnologie, ea ne este oferită în aceleași condiții ca oricărei alte țări. Trebuie doar să știm să valorificăm această resursă. Eu sunt perfect de... Da. Avem deja câteva întrebări online. Prima dintre ele. Ce posibilități și ce ofertanți de servicii cloud există în România? Aici lucrurile sunt un pic mai complicate, în sensul că nu există, să spunem, o piață dedicată unor anumite tipuri de soluții. Ci trebuie să admitem faptul că orice categorie de soluții sau de sistem informatic, în acest moment, poate fi oferit în două modalități. Deci, vorbim de sisteme informatice dezvoltate on-premise, deci varianta clasică, bazată pe rețea internă, serverele de data center, infrastructură clasică, da? Și vorbim despre servicii on-demand. Deci, asta este cloud. Practic, orice categorie de soluție sau de infrastructură poate să existe în ambele forme. Problema care se pune este când și în ce fel noua modalitate de partajare a puterii pe care oferă sistemele informatice în cloud poate fi oferită la costuri mult mai accesibile decât soluțiile clasice. Da? Și aici, întotdeauna, trebuie să existe o balanță între, să zicem, numărul de utilizatori a unei soluții în versiunea clasică on-premise și în versiunea cloud oferită ca serviciu. Acum, ofertanți, practic, sunt
toți mari furnizori de soluție IT în acest moment, pentru că toți producătorii internaționale, toți vendorii, toate brandurile internaționale, oferă ca alternativă a soluțiilor clasice, soluții online. Și aici ne referim numai la categorii de servicii, pentru că cloud-ul în sine deja schimbă un pic vocabularul, în sensul că nu mai vorbim de soluții, nu mai vorbim de produse, vorbim de servicii. Da. Și făcând o departajare simplă pe cele mari, trei mari categorii de platforme, platformă, infrastructură ca servicii, care se referă în primul rând la partea de hardware, platformă ca servicii, care se referă la entitatea de soluții și plusuri pe care le are la dispoziție un producător ca să poată să ofere servicii pe cloud, mai departe. Și, evident, software ca serviciu, care este cel mai răspândit în acest moment, cel mai răspândit grup. Fiecare dintre producătorii care există în acest moment pe România are și astfel de soluții. Deci are soluțiile în versiune clasică, dar are și în versiune cloud. Analizând un pic niște cazuri care au fost mai bine popularizate, diferența pe care vendorii, deci diferența care apare între aceste categorii de oferte, este următoarea. Fără să dăm numele companii. Companie foarte mare de soft a venit cu o soluție bazată pe cloud, în care oferă servicii de colaborare, comunicare și content în relimp de cloud, cu posibilitatea ca abonații individuali să își plătească serviciile de care au nevoie și categoriile de aplicații de care au nevoie. Bun. Acum, de la început s-a venit cu premisa că această categorie de servicii vine în întâmpinarea nevoilor acelor categorii de utilizatori care nu au resursele necesare să investească în infrastructura clasică. Da? Și aici ne referim în primul rând la IMM-uri, întreprindere mici și mijlocii. Deci, din punct de vedere tehnologic, o companie mică, nu știu, între 50, 20, 25, 50, aici limitele sunt destul de flexibile, poate să beneficieze tehnologic de aceleași resurse de care, în acest moment, beneficiază companiile mari, care își permit să investească în servere, servere de aplicații, servere de e-mail și așa mai departe. Ăsta este principalul lucru. Se leagă. A doua întrebare sună așa. Ce companii din România folosesc servicii în cloud? Folosesc sau oferă? Folosesc de asta. De oferta a doua era cu da. Cei care... De folosit, cred că majoritatea folosesc. De ce? Pentru că, în primul rând, vorbim destul de simplist, un serviciu pe cloud este, în esență, un serviciu sau o aplicație la care ai acces prin internet. Deci internetul în acest moment este, să zicem, o sursă purtătoare de servicii. Dar, din punct de vedere al unei entități, organizații, fie că este vendor sau o companie din altă industrie, există această categorie de resurse de infrastructură internă care se cheamă cloud privat. Un cloud privat poate fi dezvoltat pe o amprentă de infrastructură clasică în momentul în care ori se externalizează o parte din serviciu într-un data center independent, ori se folosesc resursele interne ale companiei respective din data center-ul lor într-o altă modalitate. Deci, practic, ai aceleași cărămizi și le așezi altfel. Cloud-urile private sunt la, în mare vogă. De ce? Pentru că, în special într-o organizație mai mare, sau vorbim aici despre vendori, este lucrul cel mai facil pe care poți să-l faci. Deci să-ți echipezi în așa fel data center-ul și arhitectura platformei, încât, practic, să oferi tuturor angajaților tăi, partenerilor sau utilizatorilor externi, pe bază de parole, evident, accesul la o serie de resurse care pot fi întreținute mult mai ieftin decât înainte, cu costuri umane și tehnologice cele mai mici. Oferind acces, partajând informația, ai posibilitatea să-ți crești eficiența. Deci, în acest moment, indirect, prin intranet-urile proprii, practic, toate marile organizații beneficiază de aceste cloud-uri private. Evident. Și a treia întrebare. Cum se poate convinge un posibil cumpărător de servicii cloud, de securitatea și confidențialitatea datelor? Indiferent că e vorba de hosting, procesare, de date, etc. Aici lucrurile, cum să zic, acest subiect cu securitate este subiect de toșuri, se poate discuta și până la urmă este marota la care se ajunge
de cele mai multe ori atunci când se vorbește despre cloud la modul ideal. Eu, având posibilitatea nu numai să fac teorie, dar să și aplic în practică, în sensul că am oarecare experiență legată de promovarea și vânzarea acestui tip de servicii, de cele mai multe ori recurgeam la un șir electric. Adică plecam de la avantajele clare pe care le oferă o arhitectură cloud pentru business, fără să-i spun omului că e vorba de cloud. Și vorbeam cu oamenii, întrebam care sunt nevoile lor de infrastructură, pornind de la consolidarea serverelor și actualizarea și mai departe. Și le ofeream posibilitatea să utilizeze niște servicii care să le rezolve problemele respective. De-abia de tot la sfârșit le spuneam, da, dar știți că de fapt aici este o structură de tip cloud. Ok, reacțiile erau dintre cele mai diverse. Acum, ajungând la securitate, v-am spus. Asta a fost totdeauna un subiect fierbinte. În primul rând, aici, cum să zic, această noțiune de securitate este în beneficiul ambelor părți. Deci, într-o structură cloud, un utilizator nu trebuie să mai bată capul de loc cu aceste probleme, pentru că există niște contracte. Deci, așa cum în momentul în care cumperi o licență software sau un echipament, un server, ai niște servicii de garanție care îți garantează faptul că produsul respectiv sau soluția nu poate să se ridice probleme sau că furnizorul se oferă ca pe o anumită perioadă să se rezolve gratuit problemele, după aceea intri într-un program de consultanță, mentorat și așa mai departe, la fel și la cloud. Deci la cloud, în momentul în care optezi pentru un serviciu, faci un contract. Și există un tip special de licențiere pentru servicii. Deci, echivalentul licențelor pentru softul clasic are un echivalent de licență pentru servicii. Această licență, acest contract de licențiere pentru servicii îți garantează securitatea ta dată. În momentul în care constați că există scurgeri de date, că vezi că anumite baze de date ale tale sau informații despre clienți apar la concurență, ai toate condițiile legale să acționezi în instant, mă rog, legal furnizorul respectiv și să primești daune. Mai mult atâta să primești daune. Deci furnizorii, în acele contracte, se angajează că în acel moment ei sunt gata să rambuzeze până la 98% din valoarea serviciului respectiv. Cred că trebuie să facem totuși o distinție. Atât vorbim despre disponibilitate. Și așa cum sistemul energetic național nu ne garantează disponibilitatea 100% alimentării cu energie electrică și în București pică cartierele pe rând și mai des anumite cartiere, la fel se întâmplă și cu cloud. Vorbim de căderi la Amazon, vorbim de căderi la furnizorii foarte mai importanți pe servicii de tip cloud computing. Orice contract pe care l-am semnat nu ne garantează 100% securitate și siguranță. Vorbim de disponibilitate, în primul rând. Vorbim de securitate, din nou problema se pune cam la fel. Avem un contract, depinde cu cine îl facem. Câte încredere avem în partea cealaltă. Dar mai există un al treilea aspect care ține de legalitate. Cred că sunt instituții ale statului care nu pot să-și stocheze datele oriunde, în cloud, în orice... Asta nu sigur, dar și aici spuneam că dincolo de aceste nu de desubturi, dar lucruri foarte puțin cunoscute legate de contractele de clauzuri de securitate în cloud, ne lovim în continuare de... Deci aș pune în fața securității în cloud lipsa de legislație sau lipsa de coerență în legislație ca un factor mult mai important. Da? Pentru că în momentul în care am cădat de acord asupra unor standarde și asupra unor problema asta de legislație nu ar mai fi o problemă, ci ar fi implicite, atunci, în mare parte, s-ar rezolva și cu securitatea cloud. Haideți să vedem, prin analogie, ce se întâmplă cu soluțiile clasice. Bun, știm foarte bine că, în special pentru producătorii de software, care lucrează cu licențe individuale, problema lor este cu legalitatea, cu pirateria. Da? Există acțiuni concentrate ale BSI-ului împreună cu toți mari vendori, prin campanii, împreună cu poliția și așa mai departe, de conștientizarea oamenilor că este cazul să funcționeze suplimentar. Și de asta spuneam, deci, din punct de vedere al vendorilor sau al celor care oferă, cloud-ul rezolvă și problema asta. Deci nu se mai pune problema de folosire ilegală a unei aplicații.
Da? Nu poți să o folosești decât în momentul în care este înregistrat și faci un pic. Deci, în acest fel, se rezolvă și problema de piraterie. Da? A, se rezolvă și nu se rezolvă. Vine și o întrebare, mă, și vreau să nu avem astăzi întrebări legate de ACTA și SOPA, dar înainte să iau întrebarea din online, contează foarte mult cum îți alegi furnizorul de servicii. Caz concret, Mega Upload, care făcea piraterie la greu și distribuia tot felul de alt fel de conținut, oferea servicii de prăzduire pentru oameni corecți, serioși și care au plătit pentru acele servicii, în momentul în care site-ul Mega Upload a fost la jos și au pierdut și data. Aici sunt o serie de criterii care se aplică, spun eu, la modul general, în momentul în care ne propunem să alegem orice categorie. Deci, în momentul în care nu este un serviciu unic, să zicem, da? Nu am posibilitatea să mă conectez la cablu decât la cutare furnizor. De ce? Pentru că blocul meu este arondat doar la ala. Deci aici lucrurile sunt clare. Da? Dar în momentul în care am posibilitatea să optez, atunci trebuie să am niște criterii în funcție de care să-l aleg. Da? La fel și la cloud. Deci, la cloud, în momentul în care există cel puțin doi furnizori care mă oferă aceeași categorie de serviciu, indiferent de tehnologia care este în spate, asta mă interesează mai puțin pe tehnologie IBM sau RAVE sau Uber. Da, nu, nu. Da? Deci mă interesează calitatea serviciului și să am continuitate la serviciu. Asta mă interesează. Corect, dar tocmai că aici, nu știu dacă întregind, nu cumva se simte nevoia unei autorități și am să mă explic. Ok, am constatat că mi s-au furat datele. Deci securitatea a fost încălcată. Bun, acum cum să zic, am constatat și aici îți trebuie oarecare abilitate. Adică am abilitatea și am de constatat. De multe ori nu ți-ai seama că ți s-a furat. Am abilitatea și am constatat, sau cel care le-a furat a fost suficient de dobitoc ca să le facă să vizibile furtul. Se pune problema că eu, victima, trebuie să dau un judecat ca să recuperez. De altă parte, mai există cealaltă variantă care mie mi se pare extraordinar de interesantă și anume a unei autorități care intervine imediat în clipa în care se constată așa ceva. Și am să mă refer la ceea ce a făcut Ancom, de exemplu, foarte recent, când a introdus pentru toți operatorii de comunicație obligativitatea ca să treacă în mod explicit în toate contractele pe care le încheie anumite criterii, apropo și de standardizare. Și atunci, ar fi o cale pentru adopție mai rapidă a cloud-ului existența unei astfel de, eu zic, autoritate. Luați-o, numiți-o cum vreți. Evident. De ce? Pentru că ar fi garantul, ar fi acea interfață între noi ca utilizator și furnizor, deci acea autoritate la care toți, de care toți avem nevoie, la care toți vrem să fugim în momentul în care avem probleme. Dar haideți să ne gândim un pic dacă această autoritate sau acțiunea în instanță, aici nu știu dacă fiind vorba de niște clauze contractuale, e vorba de un contract comercial. Se ajunge imediat la instanță? Nu cred. Deci, sunt niște termeni contractuale care, în caz de încălcarea regulilor de securitate, data privacy și așa mai departe, se aplică niște despăgubiri. În cazul în care nu te înțelegi cu providerul, sau providerul nu se ține de condițiile contractuale, îl acționezi în judecată, dar fiind vorba de un contract civil, până la urmă, da? Un contract de prestări de servicii. Da? La fel ca la cablu. Furnizorul de cablu mă grevează, știu eu, nu vorbesc aici de ore întrerupere ca de sistemul, că au fost cazuri cu furtul, dar două zile, de exemplu, da? Sunt o companie de business. Două zile nu am acces la internet din condiții independente de ale mele. Cele două zile în care eu pierd bani, pierd contracte, pierd posibilitatea de comunicare cu clienții, cu partenerii și mai departe. Da? În cazul ăsta ce fac? Dau imediat furnizorul în judecată? Nu. Mă duc la contractul pe care l-am pierdut și văd care sunt cauze. Da? Iar el trebuie să mă despăgubească. În momentul în care nu mă despăgubește, atunci fac apel la această entitate, care în cazul furnizorului de cap nu știu cine. Minunat. Ministerul opera. Ajungem exact la cazul concret, care mi s-a întâmplat și mie. Da. Contract cu furnizorul de internet, ia furnizorul de cloud, n-are importanță. Contract cu furnizorul de internet, care spune 48 de ore, maxim, garantat, trebuie de defecțiunea să remediază. A trecut 4 zile. În mod normal, mă duc și îl dau în judecat. Pentru că el nu și-a respectat clauzele contractuale, iar pentru că intervențiile repetate la furnizorul respectiv nu au avut niciun fel de ecou. Și aici vine povestea cu România.
în care un proces pe care îl deschid respectivului furnizor poate să mă țină an de zile. Mă costă pe mine bani că eu îl deschid. Bun. Dar asta nu are nicio legătură cu tehnologia. Asta are legătură cu această țară. Păi, și atunci... Și se poate întâmpla la absolut la orice. Da, deci, era, la un contract de leasing, la un contract cu o bancă, să zicem, de împrumut, în care banca nu-și respectă niște condiții, deci se poate întâmpla la orice fel de serviciu. Am BNR-ul unde mă produce și Syriza. Bun. La unele există un best practice, care acest bec plastic s-a generat pe baza unor cazuri. Da? Deci la fel ca în filmele americane. Filmele americane cu justiția sunt foarte spectaculoase. De ce? Pentru că ele sunt făcute niște cazuri reale. Da? Și fiecare punct aproape din legislația americană este făcut sau schimbat pe baza unui precedent. Bun. Și în cazul nostru, haideți să lăsăm să se creeze precedentul cu clarul, să lăsăm oamenii să aibă acces, ca să le creăm motiv de nemulțumire. Iar aici, ca tip de relație, am pomenit despre providerii de internet, în bună măsură, în continuare, vom continua să lucrăm cu ei. De ce? În continuare, la noi de-abia s-a început, dar există această tendință ca o parte din serviciile de cloud publice să fie preluate și oferite de providerii de internet. Televiziune prin cablu și așa mai departe. Dar normal, nu, dar providerii de internet oricum sunt fundamentale pentru că nu există cloud fără internet. Deci, oricum, bun, nu pot asta este vorba de conexiune. Deci conexiunea care ne oferă accesul la servicii. Da? Da. Dar acum vorbim de data center sau de da, okay. Ce este în spate. Ok. Da, Ramon, avem o întrebare. Nu aveam o întrebare. Un comentariu. Cloud-ul a apărut ca necesitate pentru a externaliza competențele care nu sunt necesare în business. Corect. Nu am nevoie de un IT sau că să o fie. Îi fac un contract și sunt beneficiarul unor servicii. Corect. Totuși, pentru a avea serviciile necesare, am nevoie de un specialist în cloud. Apare o nouă meserie? Evident. Dar ideea este cine îl plătește pe acest specialist în cloud, da? Deci, se face această migrare între mine ca utilizator sau organizație mică, eu știu, persoană fizică privată sau companie cu 5 calculatoare, da? Deci îmi pun problema. Ca să pot să am acces la, să zicem, un CRM online, îmi trebuie un specialist, odată un specialist în IT care să aibă grijă de infrastructură și a doua ori eventual un specialist în CRM care să știe să mapeze nevoile mele de organizație pe standardele, pe forma unor astfel de aplicații. Da? În acest caz, apelând la niște servicii cloud, îmi rezolv ambele probleme. Deci am atât partea tehnică asigurată de provider, da? Cât și partea de consultanță CRM asigurată de vendor. Deci poate să fie tot providerul care are specialiști, dar poate să fie și direct un consultant al vendorului, care mă ajută pe mine ca și firmă mică. Gândiți-vă în condiții reale, bine, nu este cazul, dar gândiți-vă în condiții reale să apelez la o soluție de CRM on-premise, și să angajez un consultant. Cât m-ar costa. Corect. Și atunci am... Ezit. Pentru că sunt două aspecte aici ale problemei. În majoritatea, marea majoritatea situațiilor în care s-au făcut implementări și de ERP și de CRM, implementările care au eșuat, au eșuat dintr-o proastă analiză. Nu oricine se pricepe să mapeze un proces de business. Da, și în primul rând trebuie să știi tu, ca utilizator, care sunt nevoile tale, ca să știi ce să vorbești să-i spui omul, care te consultă. E o adaptare reciprocă a business-ului la soluția de gestiune și a soluției de gestiune la business-ul în sine. Și asta nu poate face chiar oricine. Bun, asta am spus. Deci este nevoie de consultant specializat. Diferența este că acești doi consultanți sau acești doi oameni tehnici care au și avea nevoie în mod on-premise, nu mai bat capul cu ei. Deci nu mai sunt oameni nimeni. Deci nu mai plătesc. Unul este plătit de provider și al doilea este plătit ori de provider, ori de cel de vendor. Am înțeles. Ai spus de firme medii, 50 de posturi, firme mari și așa mai departe. Cât de fezabil este cloud-ul acum și în România pentru firme mici? Vreau să fac o paranteză. Spre, cu surprindere am citit, BBC a publicat un studiu pe baza datelor OECD care poate să producă o adevărată revoluție în întreaga Europa și anume, cei mai harnici oameni din Europa sunt grecii. Mi se pare normal. Da. Și pe locul ar trebui să fie români. Productivitate. Problemele pe care le explică ei, problemele pe care le au grecii sunt, în primul rând, legate de productivitate.
și de lipsa tehnologiei munca depusă. Da? Făceam comparația cu Germania, cu faptul că acolo producția este ceea ce contează cel mai mult în BIM, producția este foarte mult tehnologizată, de aici apare și productivitatea și un întreg lanț. La altă parte, în Grecia, spuneam, sunt foarte multe PFA-uri, sunt foarte multe firme de familie, foarte multe firme mici. Și în momentul ăsta ne apropiem extraordinar de mult de România. Da? Pentru că din cele 300 sau 400 de mii de firme, cât ori mai fi rămas IMM-ul din România, mai mult de jumătate sunt firme cu până în 5 oameni. Da? Și întrebarea ar fi cât de fezabil este un cloud în momentul de față pentru astfel de firme în România. Acum, vorbim cât de fezabil este o structură sau o structură de cloud pentru diferite tipuri de organizații. Și aici putem să vorbim de orice părime, da? Deci cât de fezabil e pentru o companie mare, să zicem. Problema eu aș pune la fel. Ideea este ce fel de aplicații sau de soluții are nevoie firma respectivă, care ar putea fi folosită din cloud. Da? Și hai să luăm o companie mică. De care am vorbit. Crezi că nu are nevoie de un CRM? O firmă de 5 oameni? De 5 oameni? Da! Bineînțeles. Dar în cazul ăsta de un CRM foarte simplu, da, în care peste, eu știu, 50-60% din forme să fie standardizate, da, în mare parte aceste entități de CRM erau deja prinse în, îmi vine acum aminte, o suită de Office de la Microsoft care a inclus prima oară aceste forme de business și așa mai departe. Da? Deci faptul că lucrând cu un Office Business Professional, ai la îndemână N-templates pentru rapoarte fiscale, balanțe, state de plată și așa mai departe, ăsta este un prim pas, da? Singura diferență acum este că avea acces la ele online, fără să-ți mai cumperi programele respective cu licență. Asta este singura diferență. Da? Acum, deci care sunt nevoile primordiale ale astfel de companii? Ok, CRM, stat, raport de cheltuieli, tot ce este delegat de legislația românească și care trebuie făcut în timp real. Arhivare. Exact. Statele de salarii, cărți de muncă, da, așa. Da, da, da. Iată, sunt, da, sunt o serie. Dincolo de asta, deci asta este partea administrativă, dacă vrem, logistică, da? Dincolo de asta sunt chestii vitale pentru business, cum ar fi comunicare. Și, în primul rând, în momentul în care îți faci o firmă și ajungi la un minim de dezvoltare, de legi în rețea sau te conectezi la internet, care este primul? Un server de e-mail. Bun. Deci să ai acces la un serviciu de e-mail, cât mai convenabil, da? Și care să se configure maxim de capacitate, interoperabilitate, posibilitatea să ai acces la e-mail de pe orice dispozitiv mobil, despre un telefon, de pe un tablet, de pe un laptop, să poți să comunici cu PC-ul care ne pune la serviciu. Da? După aia, problemele de partajare informației, de comunicare, deci să am documente pe care pot să lucrez. Suntem 5 oameni. Dar doi sunt permanent în delegație, unul este la depozit și să zicem contabile tot timpul pe drum. Bun. Să putem să colaborăm, să lucrăm cu aceleași documente în timp real. Asta e, sunt oferite de pachetele care există la ora actuală. Și în versiune clasică, și în versiune cloud. Diferența că în versiune cloud plătești o subscripție lunară exact pentru tipurile de aplicații sau de servicii pe care le folosești. La fel ca atunci când îți cumperi o suită de Office, ai posibilitatea din suita respectivă să-ți instalezi doar aplicațiile care nu. Sau să-ți alegi versiunea care conține aplicații. Deci lucrurile astea se pot face și acum. Se pot face în România în acest moment și se fac. Tu ca analist ai făcut, ai făcut și un, hai să zic, un mic studiu de data asta de costuri. Pentru astfel de firme este mai rentabil în clipa de față să se ducă direct într-un cloud sau să meargă pe varianta clasică să-și ia un Office? Nu, evident că chiar și pentru firmele care merg, mă rog, în cadrul clasificărilor de la noi se cheamă firme mici, până la 50 de utilizatori. Da, de multe ori, dacă ai un client cu 50 de utilizatori, îi dai destul de multă atenție în ziua de astăzi. Da, evident că este mai ieftin. Deci dacă îți faci calculele, la, în primul rând, aici e nevoie de, nu de auditare, dar de o analiză foarte clară, fiecare utilizator ce categorie de software are nevoie. Și ai această posibilitate. De ce să cumpăr, nu știu ce, pachete de Office sau de comunicare pentru toți oamenii din firmă, dacă nu toată lumea are nevoie? Sau, de exemplu, dacă am un depozit în care din 50 de oameni care lucrează în depozit sau în garajul respectiv, doar 2 oameni au nevoie de conexiune la calculator și la internet. Atâtea lucruri se pot face distinct. Da? Pot să pun o licență comună pe un calculator din depozitul respectiv sau din fabrică sau din celălalt,
și acei doi oameni să aibă acces la aceleași lucruri. Deci nu toată lumea, nu 50%. Deci se poate face de la început o eșalonare și o, cum să spun, o bună gospodărire a costurilor și a licențelor de care ai nevoie. Da? După aia, există această posibilitate să-ți alegi în timp. Da? Dacă tu ești o firmă mică, să zicem o firmă de construcție, și iarna nu ai. Deci, iarna oamenii... Da. Atunci, ai posibilitatea să folosești, sau alte aplicații, alte meserii sezoniere, să folosești serviciile respective doar în perioada în care ești activ. Să zicem, 12 luni pe an am o firmă cu 10 oameni, din care 5 oameni, 3 luni pe an lucrează. Atunci, plătesc tot anul 5 oameni și jumătate de an 10 oameni. Deci, ai această posibilitate. Ceea ce induce costuri, reduce de costuri substanțial. Și evident că este mai ușor să dai 5 euro pe lună pentru aplicație, decât să investești în... Am înțeles. În momentul ăsta, un sfat al tău ar fi clar, pentru că cloud este și un buzzword, acum este și un cuvânt la mare mod, ar fi să-și angajeze un consultant sau să-și facă managerul respectiv mai întâi o analiză clară a business-ului pentru a vedea astfel de nevoi înainte de a decide exact o achiziție sau apelarea la un serviciu. Mm-hmm. Deci asta să fie pasul primordial, asta ar fi soluția în momentul de față. Nu? Da. Și aici, cum să zic, aici intervine rolul nostru, să zicem, ca specialiști, ca media, ca oameni care lucrăm în IT. Deci rolul nostru în acest moment este nu neapărat să convingem oamenii să folosească soluții pe cloud. Nu asta este rolul. Rolul nostru este să-i convingem că soluțiile pe cloud, la care pot să aibă acces în momentul ăsta, le sunt foarte utile. Și că faptul că sunt în cloud, pentru ei, nu este o problemă. Ba mai mult, au numai beneficii. Am înțeles. Da. Tot o întrebare vine online. Dacă se folosesc date referitoare la portul soluții clasice versus cloud, aici completez-o și dacă când o să dispară departamentele clasice de IT cu administratori, serveri fizice, locație, nu, niciodată aici nu dispară. Lucrurile trebuie nuanțate, adică nu vorbim de, aici cum să zic, e la fel, eu iarăși o chestie grosieră, media online și media tipărită, e un subiect care mă e foarte apropiat, da? Deci, spaima, în special, și aici, cu surprindere, am ajuns să constat, este un nivel de reticență foarte mare în momentul în care se vorbește despre cloud, la nivelul oamenilor de specialitate, deci la nivelul oamenilor de IT, nu la nivelul oamenilor de decizie. Să zicem, un director de IT, în momentul ăsta, dacă nu este inițiat sau dacă nu știe foarte bine ce înseamnă asta și ce beneficii ar putea oferi cloud-ul, are toate motivele să fie mai speriat de cloud decât un director de dezvoltare. Care, un director de dezvoltare vede cifrele. Cât mă costă dacă cumpăr așa, așa, server, server de e-mail, server de Exchange, server de SharePoint și așa mai departe? Și cât mă costă dacă dau o subscripție pe lună pentru atenția utilizatori? Sau, în funcție de temporalitatea activităților noastre, de așa, da? De multe ori, oamenii de IT sunt mai puțin receptivi la lucrul ăsta. De ce? Pentru că ei se simt amenințați. Și aici nu mă refer la administrator de rețea sau un om de IT, doi oameni de IT dintr-o firmă, mă refer la companiile general mari, care au departamente de IT. Da? Și știu cazuri în care sunt firme mari și firme de stat și în care, într-adevăr, departamentul de IT are o punere importantă. Adică sunt sute de oameni acolo. Acum, nu zic că în momentul în care ar adapta o soluție cloud sau firma, organizația respectivă ar funcționa 100% pe cloud și e nevoie doar de doi oameni, restul de 98 ar trebui concediați. Nu, problema se pune altfel. Niciodată o organizație mare nu o să aibă toate serviciile asociate sau să folosească toate aplicațiile pe cloud. Deci ei vor avea și resursele lor, da? Vorbind despre cloud-ul privat, mă refer la același lucru. Deci se păstrează departamentul, se păstrează data center-ul, da? Deci e nevoie de oameni de întreținere. Eventual, pe oamenii ăia îi școlesc, oamenii ăia. Deci, spre deosebire de firmă mică, nu trebuie să investesc aici.
să-mi angajez un om specializat. Eu am oamenii aia. Nu trebuie decât să le asigur conversia către noile tehnologii sau către noua modalitate de administrație a aceleași tehnologii. Deci lucrurile sunt foarte simple aici. Iar oamenii care, să zicem, că au un tip de activitate care ar deveni, nenecesară sau ar avea mai puțin timp alocat, și oamenii pot fi orientați către alte lucruri mult mai practice. Către lucruri pe care este mult mai mult de nevoie decât să ții doi oameni care să monitorizeze niște display-uri și să apese din când în când câte un buton. Deci, lucrurile astea se pot face automat, dar la o consolă centralizată se pot gestiona acum N sute de mașini și de... Am înțeles. Nu cumva vorbim în cloud ăsta și de o inducere a unei schimbări de mentalitate la nivelul unui CEO? Mă legam de ceea ce spunea din aur. Nu trebuie concediați 98 de oameni din 100, trebuie, eu le spun, reintegrați pe alte poziții, să zicem. Bun, ok, poate e că o simt nevoia, poate că nu o simt, dar cineva trebuie să ia decizia. Cineva ia decizia să nu concedieze acei 98 de oameni, ci să-i folosească, pentru că sunt un asset, sunt un activ al companiei, da? Și e nevoie de acel activ. De obicei, acea decizie se ia de sus. Da, dar este și rolul unui CEO să... CEO sau CIO? CIO. Deci, există, să zic, iarăși un paradox în acest moment. Este acest nivel de implicare pe care l-au directorii de IT în structura managerială a companiei. Se știe foarte clar. Deci, iar este un subiect de discuție general în acest moment. Cât de implicat decizional poate să fie un director de IT. Da? Și aici, iarăși, avem exemple despre. Deci, sunt companii în care directorul de IT sunt oameni de bază, sunt în board. Sunt vicepreședinte, așa cum directorul de marketing este vicepreședinte și directorul de IT. De ce? E o companie online, o companie care își desfășoară activitatea 98% pe IT. Da? Sau alte cazuri, da? După cum sunt și companii în care directorul de IT în continuare este primit ca o funcție, eu știu, de mentenanță, de service. Da, da, da. Omul care vine și ne face... pe care îl chemăm când nu ne merge internetul. Cică de la sculărie care vine să ne repare strumul. Am nevoie de mai multă memorie. Da, sigur. Aici, iarăși spun eu, este și rolul nostru. De ce? Pentru că avem această șansă și avem această posibilitate să menținem un dialog permanent. Primul lucru, directorul de IT. Și aici, din punct de vedere marketing și vânzări, este o modalitate de abordare foarte pragmatică. În sensul că sunt categorii de soluții în care vendorul vine și recomandă tu, ca distribuitor, ca om, ca partener, reseller autorizat, când te duci să promovezi o soluție, cu cine să vorbești. Da? Deci, pentru multe soluții, factorul de decizie sau cel care trebuie să vorbești în primul rând este omul de IT, omul tehnic, care să convingă avantajele tehnologiei. Dar pentru foarte multe soluții, printre care paradoxal și cele de cloud. Factorii care trebuie convinși în primul rând sunt cei de natură decizională de management. Adică director de dezvoltare, da? Cărora să le explici și să le arăți foarte clar care sunt beneficiile lor de business. Depinde de la utilizarea. Deci, de asta lucrurile sunt foarte flexibile. Iar cu când noi acționăm și avem un dialog continuu și îi formăm pe acești oameni, îi ajutăm cu informații, cu... pentru că simplu acces la internet, asta am văzut. Deci, apropo și de presa online și de presa scrisă, nu este suficient să ai acces la internet. Ce faci cu internetul 24 de ore dacă este? Ce faci cu el? Deci, folosești niște site-uri, niște postaluri, te abonezi la Gazeta Sport, la eventual, nu știu. Pe când așa, păstând în dialog, există niște comunități. În primul rând, aici ajung la rețelele sociale, un subiect care mi-e foarte drag. Da? Deci, atrăgând acești oameni în rețelele sociale, atrăgându-i în grupuri, atrăgându-i în discuții, apare această formare, acest transfer tehnologic, pe care această tehnologie modernă, care e internetul și cloud-ul, care sunt cel mai ilustrativ exemplu de rețele sociale, ne-l pune la dispoziție. Deci, înainte era foarte greu. Trebuia să zicem, gândiți-vă că faceți și voi lucrul ăsta,
să te duci prin țară și să prezinți niște soluții, da? Ce așa zis în proșor. Păi, de câte ori poți să ajungi în țară la niște oameni pe care îi cunoști? Deci, de două ori, da? La Timișoara, de două ori la Iași, de două ori la Cluj. Bun. Folosind aceste resurse, ai posibilitatea unei comunicări continue. Trecând peste posibilitățile tehnice cu webconferințe, cu transmisii TV și așa mai departe, folosind aceste rețele sociale, poți să canalizezi către oamenii interesați acea categorie de informații care se ajută într-adevăr. Adică dacă ei știu să discearnă, dacă ei sunt perceptivi, dacă ei sunt antrenați în discuții, pentru că aici este altă problemă, deci de cele mai multe ori discutăm singuri, atunci lucrurile evoluează. Evoluează. E, atunci a zis o întrebare, pentru că știu că ești foarte preocupat de rețele sociale și ți-am știut și articolele de pe rețele sociale. Și țin minte odată de un plâns de camara pe care l-ai avut vis-a-vis de monologul pe care îl spuneai acolo. Încât vezi tu un orizont de timp în care rețelele sociale să devină cu adevărat un factor în sensul celor spuse de tine de creare de comunități și de knowledge sharing? Aici iarăși e o problemă, cum să zic, o barieră conceptuală legată, în primul rând, asta iarăși este un subiect... În primul rând, să folosești rețelele sociale la întreaga lor capacitate sau să folosești aproape tot ce poți să ofere, îți trebuie acces la rețea. Ori, în acest moment, problema care se pune în organizații este dacă să permit accesul sau nu al angajaților la rețelele sociale în timpul programului. Asta este o mare dilemă. Aici sunt niște telenovele de dezbateri. Bun. Deci, odată plecând de la... să zicem că oamenii ăia, eu știu, cei care scriu soft și care sunt legați de anumite chestii de producție și au treaba lor acolo, nu folosesc decât două interfețe, oamenii ăia zicem că n-au nevoie, da? Dar cu atât mai mulți softiștii, adică eu ne împiedic interzic accesul la internet pe laptopul ăsta, dar el are un smartphone pe care 86% din timp stă la chat-ul cu prietenii. Deci nu este nicio problemă aici, da? Deci în faptul că interzic să folosească. În momentul în care companiile și iarăși partea managerială va înțelege beneficiile pe care rețelele sociale le oferă atât angajaților, dar și lor, ca modalitate de promovare, atunci va fi acest mare salt. La noi încă sunt lucrurile de-abia început să se miște. Sunt zone unde s-a mișcat mai accelerat. De ce? Pentru că ține de natura business-ului. Și aici vorbim în primul rând de marketing, de asigurări. Deja sunt categorii de anumite industrii care s-au mișcat foarte repede. Sunt companii care au paginile lor și pe Facebook și pe LinkedIn și așa mai departe. Deja vedem și în alte genuri de reclame, iar sunt un mare admirator și urmăritor de reclame. Nu știu ce produs, are 50.000 de fani pe Facebook. Stă cineva să verifice informația asta? Dar faptul că ei asociază produsul respectiv cu Facebook-ul și cu un număr de fani, de cine inițial știe ce înseamnă asta, este un argument în plus care se folosește. Da? Și bineînțeles că postul respectiv este promovat pe Facebook. În momentul în care oamenii de business o să-și dea seama de aceste avantaje și toți angajații vor avea posibilitatea să folosească chiar, nu în primul rând în timpul serviciului, în interes de serviciu, da, rețele sociale, da? Că nu le folosesc în timpul serviciului pentru mine. Corect. Le folosesc în timpul serviciului pentru firmă. Și una este să folosesc în timpul serviciului pentru firma acasă, după ora 8, când ajung. Și alta este să pot să fac asta în timpul programului și astfel să lucrez, să devin mai eficient. Deci aici încă este problema mea. Eu fac chestia asta de 2 ani și nu pot să zic că sunt mai eficient sau nu. Dar am altă perspectivă. Am înțeles. Există comunități de cloud pe rețelele sociale? Comunități de discuții? Comunități de... Da, bineînțeles. Dați un search... Încă o dată... Nu, că poate nu se știe așa. Da, deci eu recomand, am zis totdeauna foarte clar, Facebook-ul privesc ca o rețea socială mai mult pentru conexiune cu prietenii. Așa a început și, în sfârșit, merge pentru anumite categorii de business, cel de consum. Dar pentru categoriile profesionale, sunt o grămadă în momentul ăsta, dar cel mai popular și cel pe care folosesc și este LinkedIn. În LinkedIn ai posibilitatea, pe lângă faptul de a-ți crea un profil profesional cu tot curriculumul tău, cu specializări și așa mai departe, să-ți creezi sau să participi la comunitățile de specialiști. Deci, ai posibilitatea să afli în timp real ce discută comunitatea de cloud
Și eu, în momentul ăsta, sunt abonat la vreo 10 grupuri de cloud. Excelent. Pe Europa, pe diferite... Pe România? Și pe România. Și pe România. Ok. Cât mai avem? Mai avem 10 minute, teoretic, să vedem dacă mai sunt întrebări din online. Asta e chiar un paradox, să vorbim despre cloud în cloud. Adică pe rețelele sociale. Nu suntem pe rețelele sociale, deși am făcut anunțul și acolo. Nu, mă referam la discuția anterioară cu grupurile. Da, pentru că, sincer, mă gândesc că acolo se pot face lucruri foarte interesante și, de fapt, oamenii pot să aibă mult mai mult și pot să scape de multe temeri. Mă adresez că nu sunt abonat la vreo comunitate de cloud, dar sunt abonat la comunitate de securitate, sunt abonat la comunitate de soluții de afaceri și așa mai departe. Și foarte multe lucruri se lămuresc pe LinkedIn, exact cum spui, și foarte multe lucruri se lămuresc și foarte multe probleme care apar și care par spinoase. Ultimul exemplu este ACTA. Una este discuția despre ACTA în spațiu public și discuția promovată de fanatici sau de oameni ponderați, și alta este discuția de specialiști, în care vezi clar care sunt lucrurile pozitive, care sunt lucrurile negative, ce ar trebui îndreptat, ce n-ar trebui aplicat și așa mai departe. De aceea, recomandarea o înțeleg foarte bine pe care ai făcut-o și o suport. Bun, acum, iarăși pornind de la partea subiectivă, aceste noi fațete pe care are utilizatorul actual, și aici e nevoie de o conduită. Deci e nevoie de o conduită care în asteța unei legislații, pentru că, haideți să ne gândim un pic, deci primele forumuri care au apărut pe internet sau primele bloguri și posibilitatea să, sub aparența unui anonimat, să scrii acolo și să postezi absolut orice este ce prin cap, asta a creat într-adevăr. Deci este o libertate. Avem libertatea să facem așa, da? După cum poți să dai cu spray-ul pe o zid și să scrii absolut peste ce prin cap, același lucru poți să-l faci acum pe internet. Ideea este un cod deontologic care evident că nu este scris, ci este un cod de fair play și care trebuie să-ți impună să păstrezi niște reguli. Pentru că de cele mai multe ori acum și paradoxul este chiar și în zona noastră, bine, sunt lucruri controversate, da? Dar lucruri controversate, că, de exemplu, uite, facem o conferință de soluții NLP și rugăm oamenii din sală să pună întrebări. Greu. Greu. Da, pentru că e responsabilitatea acestor persoane. Bun. Fă chestia asta pe un blog și să vezi cât contestatari apar. Absolut. Deci aici nu vorbesc de politică sau de alte chestii, de mondenități, de gala Oscar și așa mai departe. Vorbesc de IT. Da? Nu, categoric. Categoric. Aici am avut disputa cu Romii săptămâna trecută vis-a-vis de democratizarea internetului. Democratizarea internetului sună foarte bine, dar pe de altă parte scoate la lumină toate gunoaiele ființei umane. Ființei acelea profunde umane, ale instinctelor umane. Da, deci aici de prădători. E o chestie, avem nevoie de foarte puțin timp ca să scăpăm și de lucrurile astea. Deci, acești oameni se vor fi intrat singuri. Adică nu trebuie să ai un instrument de rejectare a comentariului să te ștergi. Ei postează, nimeni nu le răspunde și așa mai departe. Deci, în timp, o să crească și nivelul de rezistență în civilizație online. Și lumea va înțelege faptul că și această modalitate de comunicare trebuie privită în modul constructiv, da? Așa și cu telefonia mobilă. A fost un mare salt tehnologic, o mare chestie de civilizație, da? Dar dacă îi auzi pe unii ce vorbesc la telefon, că intrei în 3DIP, este același lucru. Deci, ce nevoie are omul ăla de telefon mobil să se înjure cu unul care e în altă parte? Bun. Acum, se pune problema utilității și a conduitei, da? Este același lucru și pe internet. Da, eu sunt de acord cu tine. Pe de altă parte, uite, apar concepte noi care au avantaje evidente. Cloud computing. Chestia pe care o spui tu se va întâmpla, nu știu, 10 ani, 5 ani, 7 ani, 20 de ani, da? Până atunci, însă, eu am nevoie
ca oamenii să perceapă corect. Bun. Oamenii ce care înseamnă cloud computing. Deci n-am nevoie de deplin, n-am nevoie de deșeuri care să-mi încarce mesajul util din ceea ce înseamnă un astfel de fenomen. Cloud computing înseamnă partajarea informației cu resurse informatice. Din partea celor. Asta este foarte, foarte pe scurt. O întrebare care duce discuția și înspre administrare. Administrație publică, de fapt, o administrare. Dacă am fi guvern, suntem întrebați, cum mi s-ar părea mai convenat să există un cloud guvernamental, nu neapărat pentru serviciile secrete, ci pentru cele care sunt publice, sau aceste instituții să apeleze la furnizori comerciali? Există precedente aici, deci în bună măsură și înainte erau lucrurile astea, dar era ajuns să pomenea de fapt că este cloud. Deci foarte multe dintre, hai să ne referim la administrația americană, pentru că este o știm mai bine din filme și serviciile speciale și așa mai departe, bazele de date ale marilor asiguratori, cardurile de credit și așa mai departe. Aceste baze de date, de ani de zile, sunt administrate de firme private, de mari companii, de mari furnizori. Deci, Guvernul Statelor Unite, dar din punct de vedere legislativ, lucrurile sunt atât de bine puse la punct, încât orice breșă, mă rog, este descoperită, adică se întâmplă lucruri, da? Dar este descoperită și în cele din urmă, că este din Lugos sau din, eu știu, din Madagascar, omul care a făcut frauda respectivă este prins în cele din urmă. Deci, lucrurile astea există deja. Există noțiunea de cloud hibrid, care se bazează pe infrastructură comună de cloud privat. Asta înseamnă un data center administrat intern și complet securizat, la care nu au acces alte servicii publice, și o parte din serviciile, în special cele de comunicare, care au aceeași structură de cloud public. Și la care să zicem că amenințările nu ar fi aceleași, toate fiind privite împreună cu cloud-ul privat. Deci asta este cloud-ul privat. Hibrid. De mare viitor, și aici, pentru că am început cu România și am ajuns la administrație publică, mi se pare un concept care este mai puțin analizat. Deci majoritatea oamenilor în momentul în care vorbesc de cloud, zic acum cloud privat, public și hibrid. Dar nu este o categorie de cloud foarte importantă, care se iese în evidență, este cloud-ul de campus sau de comunitate. Da? Care, într-un fel, este același lucru ca un cloud public, dar oferit unei categorii de utilizatori care aparțin unei comunități distincte, cu același server, cu același program, să zicem un campus studențesc. Da? Sau există precedente de sisteme, chiar și la noi în țară, sisteme informatice locale, județene sau comunale. Da? Știți foarte bine tamtamul care s-a făcut la noi cu posibilitatea sistemelor unice de administrație locală, cetățeanul să aibă posibilitatea prin internet să-și plătească taxele și așa. Da, deci da. S-a discutat și s-au și făcut foarte multe implementări în acea perioadă. Da? Singura problemă acum ar fi de luat acele structuri și de transpus într-o arhitectură cloud. Deci ele există, serverele există, data center-urile există, oamenii care se administreze există, utilizatorii există. Deci, trebuie făcut acest switch de mentalitate și în foarte scurt timp, o structură din asta locală, o rețea administrației publice regionale, poate fi transformată într-un cloud de comunitate. Ce nu există atunci? Voință? Da, deci trebuie să ne propunem așa ceva, trebuie să apară proiectele. În păcate, aici, stăm destul de prost. Partea cu proiectele. Am înțeles. Deci sunt deja comunități. Vorbim de orașe ca New York, sau vorbim de orașe ca sau zone metropolitane, nu orașe, San Francisco, da? Unde anumite tipuri de servicii guvernamentale sunt pute pe cloud public. Și, cred, probabil, da? Și, și sunt 500, 400 de mii, 500 de mii de utilizatori care au fost în servicii de e-mail, de colaborare, de video chat, de participare la conferințe online și așa mai departe. Cerire de documente. Există. Și sunt comunități ale structurilor guvernamentale. Pezul de bani în România, așa ceva? Da, bineînțeles. Și aici aș începe cu localitățile cu acces, da? Au fost proiecte cu autostrada informațională și cu
fiecare sat, fiecare școală, o clasă cu calculator. Hai să facem nu fiecare sat, fiecare școală, o clasă, da? Dar fiecare sat, la poștă sau la poliție, să punem o consolă de internet. Da? Și în momentul în care a ajuns o zăpadă, trebuie să mai aștepte șenirele să le facă drum. Sau să trimită porumbel călător ca să-i anunțe că sunt sub zăpadă. Folosesc aplicația Ilopata. Okay. Deci nu pot face, deci trebuie voința, iarăși, politică, în primul rând. Deci oamenii care nu numai să se laude cu așa ceva pentru că e la modă, ci să și facă. Și, evident, voința noastră, a comunității de IT, să susținem aceste proiecte. Ok. Mulțumim. Mulțumim, om. Așteptăm în continuare reacțiile dumneavoastră, comentariile dumneavoastră, așteptăm sugestii pentru următoarele subiecte. Vă dorim o seară plăcută. Aici la noi a început să ningă, dar bate ea aproape și sperăm că vom scăpa și de ea. Am venit babele mai devreme, așa că vă urăm o babă plăcută de seară. O seară plăcută, la revedere! La revedere!